începem ședința de astăzi. Avem o invitație cu tematica, ați citit-o, proiectele. Ordinea de zi, da. Avem ordinea de zi. Trei proiecte. Plus două suplimentare. Și plus două suplimentare, da? Cinci proiecte. Ați citit cine este pentru? Da, proiectele de hotărâre sunt constatate de la parte, compartimentul de sănătate, de aprobare și avizele consultative ale comisiilor de specialitate, avem de la toate trei. Da? Prezența în sală sunt 10 consilieri, 4 voturi, 3 online și 1 depus personal. Ok, trecem la primul proiect. Avem vorum, trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.464.154 lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență 83/2021, pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. O să rog pe domnul primar să dea niște mici explicații, mi-ați citit probabil anexele, dar... Dumneavoastră ați avut materialul la studiu, este vorba de o ordonanță de urgență aprobată de curând de Guvernul României privind acordarea unor facilități pentru susținerea cofinanțărilor, trebuie specificat acest lucru, pentru susținerea cofinanțărilor la proiectele aflate în derulare. De ce am spus că trebuie specificat? Pentru că doar pentru acest lucru a fost dat ordonanța. Adică doar pentru cofinanțări. Nu se acordă împrumuturi pentru lucrări sau pentru altfel de susținere financiare, decât pentru cofinanțarea proiectelor în derulare pe fonduri europene sau fonduri guvernamentale, dacă sunt situații de acest gen. Așa, după cum știți, cred că anul trecut am aprobat cuantumul cofinanțării în valoare de aproximativ 1.400.000 lei pentru grădiniță 4 grupi în satul Nou Crihan. Și este normal să ne preocupi și identificarea sumei pentru cofinanțarea asta și pentru finalizarea lucrărilor. Lucrări pe care estimăm că în vara anului următor, toamna anului următor, să le și finalizăm. Așa, după cum ați văzut și dumneavoastră, deja s-a turnat primul strat de beton, partea de structură, de fier este finalizată. Cred că săptămâna care vine se toarnă deja radierul pentru fundații. Dacă vremea ține, preconizează domnul constructor că ar vrea să ajungă la placă. Nu știu dacă va și reuși. Noi sperăm tare. Cert este că se mișcă. Se mișcă rapid și chiar cred că la sfârșitul verii viitoare, 2022, prin toamnă, să avem recepția la obiectivul despre care ne vorbim. Și am gândit că dacă tot avem la îndemână ordonanța asta, să putem să ne împrumutăm și noi. Dobânda este mică, adică e chiar nesemnificativ. Nu efortul financiar pe care îl facem noi pentru susținerea cheltuielilor cu dobândă și cu asta este infinit mai mic față de faptul dacă ar trebui să procurăm pentru vara în viitor 14.400.000 lei pe total să îi punem la dispoziția consultorului. Și am gândit că putem accesa și noi din fondul pus la dispoziție de guvern. Ar trebui să ne grăbim, de asta și convoca ședința extraordinară, pentru că suma nu este nelimitată. Adică e un anumit fond, la un anumit plafon, peste care nu se poate trece. Și ar trebui să ne încadrăm și noi. Rămâne ca dumneavoastră să aprobați. Întrebări? Nu. Voturile să le prezintă. Sunt pentru. Așa. Cele patru. Deci cele patru voturi, trei online și unul depus, sunt pentru acest proiect și vă rog să votăm și noi. Cine este pentru? Așa, pentru că aș dori să specific
Frământa și alungea lungi. Deci am luat decizia vis-a-vis din faptul că urmează să se ridice blocajul și de la gaze și ne dorim tare ca tot în anul următor să realizăm și ultimii 7 km jumătate extindere de gaze. Și atunci orice sumă ne-ar fi necesară pentru proiectul ăsta, mai avem ceva de completat la drumul pe Armanu, casa agronomului pentru nouă serie socială, adică avem o serie de alte cheltuieli cu, la care sumele ne-ar fi foarte binevenite în condiții în care reușim cu împrumutul. Mulțumesc! Ok, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Avem proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 3 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunii Măgura, județul Bacău. Inițiatorul domnul primar, rugăm să ne De fapt, nu avem propriu-zis o rectificare, avem o modificare la lista de investiții, tot pentru un obiectiv pe care ne-l dorim cu toții, care e cumva legat și din împrumutul despre care v-am vorbit la proiectul anterior, pentru asfaltarea străzilor Cujbic și Metalbac. Tot din dorința asta am apelat la împrumut ca să ne rezervăm măcar o parte din suma necesară acestui proiect, dacă nu în totalitate. Facem această modificare pentru a ne încadra în solicitările programului PNRR 3 Anghel Saligny. Una din prevederi, așa după cum arată în prima fază programul de finanțare, este ca pe zona unde să aplică asfaltul, vorbind de drumuri, să fie finalizate lucrările la utilități. Și aici ne încadrăm perfect cu Jvicul și Metalbacul, avem toate utilitățile acolo. Acum, vedeți și dumneavoastră cum e scena politică, nu știu, funcționează, nu funcționează, dar pe noi ar trebui să ne intereseze și cred că pe fiecare de dumneavoastră și pe mine și tot aproape. Ne interesează, în primul rând, să putem asigura bunăstarea și finanțarea pentru toate proiectele care le putem face în Comuna Măgura. Politica, nu știu cât are să ne ajute sau nu, dar cred că ni putem gândi și la o finanțare chiar din buget propriu, dacă nu vom reuși pe alte surse de finanțare. Noi acum pregătim cu proiectul și depunem imediat pe Anghel Saligny, dar este bine să prevedem și o situație în care, nu știu, poate nu va reuși sau să dea Dumnezeu să reușească. Dar ca măsură de precauție, e bine să luăm decizia asta și să ne axăm exact pe ceea ce, de fapt, am contractat acum 2 ani de zile. În prima fază, dacă știți dumneavoastră, am avut Daliu, Picușbic și Metalbac, după care, odată cu deschiderea liniilor de finanțare pe CNI, am convenit cumva că se prinde și poarta agitării cu Daliu, aceeași situație mai veche. Nu avem utilități acolo și atunci o să trebuie să revenim la forma anterioară. Și să rămânem cu Metalbac cu Jvicul. E doar modificarea pe lista de investiții. Ca și denumire și pentru a se putea accesa bani. Întrebări, probleme, discuții? Nu? Punem la vot. La fel, din cele 4 voturi exprimate online și depus la dacă s-a votat pentru, cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 3, după ordinea de zi, proiect de hotărâre privind participarea Comunii Măgura la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui studiu de trafic pentru tren urban. Inițiator, domnul primar, îl rugăm să-și dea câteva amănunte și poate e bine să știm și suma care trebuie să o... Cred că 7.000 de lei, nu? Doamna secretară, asta este participarea noastră. Conformanism. Am mai primit o întrebare de la un domn consilier cu trenul urban, deci e prins aici. 7.270, da. Este prins în... E funcție de numărul de locuri. În suma cu care participă municipiul Bacău, care are separat și chestia asta cu trenul urban, despre care să mai vorbea întâi. Eu cred că este un proiect benefic la care vine să participăm. Este vorba de transportul public, ecologic, pe toată zona metropolitană.
Și poate reușim să, prin zona metropolitană, să accesăm fonduri europene pentru susținerea unui astfel de, proiect. Și atunci mergem, toate localitățile din zona metropolitană participă cu o sumă așa cum este prevăzută acolo, funcție de numărul de locuitori, de, este un criteriu care, stabilește exact care e cota de participare. Să mergem cu toții să participăm, ca acest studiu să fie realizat și poate dă Dumnezeu să prindem și finanțarea. Se dorește acoperirea cu singur operator, am precizat numele domnului. Da, da. În primul rând, votarea, un serviciu super concret, stă cu toată zona. Mijloci de transport complet noi, probabil că electrici, așa se tinde. Și dacă se obțin fonduri europene, vă dați seama, probabil ordonator de proiect și asta va fi primăria Bacău, noi vom fi... Da, acolo, noi suntem... La momentul respectiv, noi să discutăm de trasee și completarea celor existente cu nevoile de la un studiu de trafic pentru asta se face, da. Proiectul e mult mai amplu, probabil că există proprietății în gara Bacău, așa e prevăzut trenul ăsta urban, merge prin Aerostar să ajung undeva la, în zona aerobacului. Probabil doar Bacău, Aerostar. Da, da, da. Asta e. Bine există, doar trebuie să fie tot acolo. Super. Dacă nu mai sunt întrebări, discuții, supunem la vot, tot așa menționez că ceilalți au votat pentru. Da. Domnul Ceaunaș. Cum votați, domnul Ceaunaș, pentru... Cum vă dați? Pentru? Da. Cum? Pentru. Așa. Da. Deci 10 okay. Pentru. Ok. Trecem la... La primul proiect suplimentar. Suplimentar este proiect de hotărâre privind desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local Măgura ca membri în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Emil Brăiescu Măgura, județul Bacău. Ca și propunere avem așa două de... Deci, pentru Consiliul de Administrație avem propus pe domnul Ciorcelă și domnul Berușcă, două propuneri. Cei care au fost trecut. Așa, domnul Ciorcelă propune pentru Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității pe domnul viceprimar, domnul Talal, și domnul... Nu știu care propune, cine propune pe doamna Chelaru, care a fost, care a mai fost, da, imediat vă spun și... Dar nu era varianta de casa. Da, și domnul Berușcă propune pe doamna Chelaru pentru... Nu s-au propus pe ei. Comisia de Evaluare și Asigurare. Deci, avem o dată pe membrii de administrație, da, unde sunt cei doi, Ciorcelă și Berușcă. Așa, aceeași propunere la doi consilieri. Deci asta avem până acum. O singură propunere pentru două persoane. Să începem cu fiecare articol în parte. Deci pentru prima, Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație. Mai sunt propuneri? Deci, domnul Ciorcilă și domnul... Domnul Berușcă, sunt propunerile care sunt până acum. Da. Pentru Consiliul de Administrație. Alte propuneri? Nu. Bun, pentru cea asta se face votăm pentru cea cei doi, pentru cei rămân cele două, da? Doamna director se abține, da? Cine este pentru? Așa, deci avem 9. Și mână s-au votat la fel, au votat pentru 9-3-1. Și apoi pentru a doua, pentru Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. Avem două propuneri până acum. Domnul Talal și doamna Chelaru. Care mai fost și domnul Talal. Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt, atunci vreau doamna Chelaru. 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 Doamna 6, 4, 10.
la propunere domnul Talal. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Da, bun. Forma finală. Trebuie să votăm forma finală. Deci, domnul Berușcă, domnul Ciorcilă, doamna Chelaru, da? Păi nu, stați un pic, am greșit, sunt șase. Nu, n-am numărat ceva bine, mă scuzați. Deci, la doamna... Nu poate să fie șase. Deci, 1, 2 era, mai ridicați o dată, 3. La doamna Chelaru vorbesc. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bun. Și la domnul Talal, păi cine a votat la doamna Chelaru, nu poate voteze și la domnul Talal. Asta e, de asta mie nu mai așa. Nu, e un singur membru. Da. Și asta nu-mi ieșea. Domnul Talal, greșeală, da. Da. Deci la domnul Talal este domnul Talal și domnul Niță. Deci sunt, așa am iesă. Doamna Chelaru nu a votat pentru ea. Doamna director s-a abținut. E ok. Da. Acum îmi iesă voturile. Bun, să votăm proiectul în forma propusă de dumneavoastră. Deci domnul Ciorcilă, domnul Berușcă și doamna Chelaru la asigurarea calității, în integralitate. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Mă pentru, o abținere și trei totul. Ok. Trecem la 5. Reprezentantul primarului este prin dispoziție, nu? Da. Primarul sau dacă dorește reprezentant. Avem proiect de... Se poate și ieșit, da. Da. Cred că era doamna Marco. Uh-huh. Da. Ultimul proiect pe ordinea de zi este cel privind aprobarea modificării limitelor, actualizarea informațiilor cadastrale și anotirea imobililor cu numărul cadastral 62309, în suprafață de 2500 metri pătrați, număr cadastral 62310, 6.000 de metri pătrați și numărul cadastral 62311, în suprafață de 2500 metri pătrați, situate în intravilan sat Crihan, comuna Mândra. Rugăm pe domnul... E vorba de terenul de fotbal, care nu știm cu toții, stadionul din comună, care are pe el trei documentații cadastrale. Ca să putem face ceva, oricine dorim noi să facem acolo, o modernizare, o sală de sport sau o modernizare acolo la bazii sportive, trebuie să-l avem într-un întreg. Și atunci ar facem o alipire și nevoie de hotărâre de Consiliu, pentru că este în patrimoniu Consiliului Local. Adică administrarea domeniului public și privat, care trebuie neapărat să fie cu hotărâre de Consiliu. Da. Cine mai dorește cineva să înscrie la discuții? De când este terenul ăla ca teren de formă. El este evidențiat, să zic așa, în inventar, din 99-2000, la data atestării... De ce? Cum de-au fost așa împărțite? Chiar nu știu asta să vă spun, doar că la vremea respectivă el era evidențiat, dar nu erau întabulate suprafețe de teren. Acum e de reținut și faptul că în zona respectivă au fost cândva loturile oamenilor, au fost parte dintre ei, au fost strămutați pe alte amplasamente pentru satul nou creat și baza sportivă. Mă auziți, vă spun așa cam care e situația, dar certeți că sunt trei documentații cadastrale care sunt pe apar ca în proprietatea noastră, doar câți trei. Și atunci trebuie să facem o alipire să avem un trei. Nu putem să facem nimic pe el, ca... Păi, în ce fază suntem cu judecată? Că, la un moment dat, biserică, am înțeles că ei s-au dat acolo ce au câștigat. Biserica au făcut doar o solicitare din vremea Părintului Moldoveanu, o doreau, dar nu. N-au reușit să rezolve situația în sensul ăsta. Pentru că, tocmai din considerentul ăsta, că apare în inventarul domeniului public. Adică e baza sportivă Măgura, așa este și notat în inventarul domeniului public. Adică nu există o hotărâre de către biserici în care spun că zona respectivă poate fi considerată ca teren liber pentru a fi retrocedat bisericii. Dovadă că e și intabulat pe
în proprietate, în proprietatea comunului. Da. Deci nu s-ar putea la OCPI să mergi cu au proprietate să faci da. Alipire. Facem nici sarce. Nici, da. Îl vrea cineva? Nu. Nu? Discuții, nu? Spune-mi la vot, doamna secretară. Cine este pentru? La spațiul de la pentru. Chiar și acum înscrieri la discuții. Unul, domnul Talaf. Mai vrea cineva discuții? Da? Nu? Da? Nu, nu s-a părut. Nu? Atunci eu. Pun și eu o mică întrebare. Poftiți, poftiți. Prima dată vreau să urez un la mulți ani toate marilor și marianilor din viața dumneavoastră și soției domnului primar și, și cea mică, nepoțică și, și cine mai este. Și doamne secretar care e botezat în mâine, care o să ne dea de... Așa vrea domnul Tala. Știți că am fost în concediu, chiar dacă am fost în concediu, am pic luni, am început treabă. Am primit 1001 de telefoane, una trebuie să clarificăm, adică vreau să clarificăm anumite aspecte și anume legat de apă, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care și dumneavoastră, doamna președintă, ieri a spus că unii au făcut contract cu noi și domnii de la Golden s-au dus și au încasat. Eu aș l-aș ruga pe domn primar să clarifice. Eu am plătit două facturi la primărie, da? Și ieri vreau să intri în curte, să-mi citească apă. Am înțeles. Vreau să scrieți pe site-ul primăriei că cei care au contract așa și să grăbim, să facem în așa fel încât să mergem sâmbătă, eu, alții, și nu știu să facem contractele cu cei de la blocul sau cu cei care nu au contract încă cu noi. Deci vreau să se înțeleagă că apa este a Consiliului Local Măgura. Acum, toată lumea care ne urmărește și dumneavoastră, și dumneavoastră care sunteți colegii noștri, să explicați că trebuie să vină. Asta este, pentru că noi nu putem preda apa către CRAB în cazul în care vrem să beneficiem de fonduri europene dacă apa noi, dacă nu avem poate acest contract încheiat. Deci trebuie grăbit acest proces, pentru că nu se știe că mâine vine doamne, și pierdem bani. Așa, deci trebuie informați oamenii care... Sunt de acord cu ceea ce spun dumneavoastră și am primit informații de genul ăsta. L-am abordat pe domnul Gold și vreau să spun, domnule, într-adevăr, eu am fost la oameni, dar care nu au contract cu primăria Măgura, știți că suntem într-o perioadă de tranziții. Vă spun ce mă temeam. Perioada de tranziții și preluăm contracte până ajungem la finalizare. Am și într-adevăr informații că ar fi fost și la persoane care au contract cu primăria Măgura. O să-i facem o notificare, astăzi o venit și doamna secretar din concediu, am discutat aspectul ăsta, să-i facem o notificare scrisă prin care să-i punem în vedere. O să publicăm și pe site-ul primăriei ca toți cetățenii care au deja contract încheiat cu primăria Măgura să transmită și indexul ca să-i putem factura. Începând de când? De luni, cred, doamna secretar, nu era dumneavoastră, avem și cui nou pentru primărie cu TVA, adică exact pentru servicii de genul ăsta. Pentru că la început nu l-am avut, era cuiul primăriei, acum avem cui special pentru serviciul de apă și canalizare și putem încasa de la cetățeni sumele așa cum este normal. Pentru că la rândul nostru plătim toate cheltuielile, curent, apă din subteran, cu TVA adăugată. O să-i facem mâine dimineață, să-i trimitem notificarea în sensul ăsta, să lămurim situația asta odată și o să facem și publicația pe internet, ca să nu mai fie ambiguită de genul. Legat de sistemul de apă, vreau să vă spun că am, deși a fost o perioadă grea și au fost oamenii fără apă, la cuțul, la furajul numărul 1, am finalizat acțiunea de nisipare și avem și de trubare, deci și avem 8 metri cub, domn primar, știți. Ați măsurat astăzi, ați fost? S-au măsurat ieri, dar o să măsurăm mâine. Da.
Da, deci 8, 7, ceva, adică aproape... 7,9, spunea domnul. Țeava era... Da. Da? Deci... problema este... 8 metri cubi pe oră. Care înseamnă foarte mult. Acum, da. eu zic... Este o chestie foarte bună și este ok. În primul rând am reușit să-l salvăm pentru că țeava din Vilușu este cu varză. S-a muncit acolo ca la domnul primar, știe, și avem filmare, avem... Da. Știu că am participat personal și dumneavoastră la fel vorbite. Adevărat că nu l-am putut salva în totalitate, are vechime foarte mare, dar nu ne-am putut permite să renunțăm la el pentru că este foarte generos. Are apă din Belșug. Nu l-am putut salva în totalitate. L-am tubat pe o lungime de aproape 60 de metri. De 60 de metri, salvate două filtre, îi retubat, am făcut retubare ca să nu mai... Avea rugină, cămașa e din oțel, avea rugină. În unele locuri era atât de rugină, avea spărturi. Și atunci l-am retubat, l-am aplicat deja și filtru invers, acea cămașă de... acel tampon între pământ sau acum între peretele fostului puț și țeava pe care am centrat-o pe în interior, tocmai pentru a filtra apa. Apa e foarte bună, purge în continuu, adică are purge constant, da, în proces de limpezire, o să-i faci și niște probe. V-am spus și dumneavoastră, cred că la ședința trecută, când am fost la București, am fost și la Institutul de Meteorologie pentru a clarifica problema drenului. Am primit deja de la dumneavoastră un răspuns, în sensul că doresc să le punem ceva date suplimentare la dispoziție vis-a-vis de, și efectiv să fac dumneavoastră un studiu exact cu amplasamentul și cu zonele care pot fi create ca zone de protecție, atât că se pot crea acolo și ce măsuri suplimentare ar putea să înceară dumneavoastră pentru ca drenul să rămână în funcțiune, având în vedere că ne confruntăm, nu numai noi, cu o criză de apă și cred că în viitor va fi din ce în ce mai greu cu identificarea surselor de apă. Și să vedem. Cred că într-o săptămână, două, elucidăm și cu drenul și sperăm tare. Nu? Da. Și la sperăm tare să rămânem în... pentru trecerea la treabă, am înțeles. Da. Dar și dumneavoastră dure. Deci capul sub dorinte, pentru că și acolo e o să foarte bogată de apă. Deci chiar dacă îl punem în funcțiune, când o să fie secetă, pentru că oamenii sunt unii care nu înțeleg, iar o să avem aceeași problemă, pentru care trebuie să insist pe problema în magazinare. Și deci astăzi am identificat cu domnul primar o zonă acolo unde putem amplasa, care este întabulată, tot acolo în zonă. Avem, într-adevăr, o zonă... Aș fi era tare să fie zona bazinului, dar nu-i. E un fost țarc din programul ISPA, unde se depozitau peturile, eu știu, era ceva pentru selectarea deșeurilor. Am avut, cred că, în 6-7 puncte în comuna Măgura, astfel de țacuri. Nu știu dacă suprafața respectivă ne permite să facem, dar o să studiem să vedem. Ieri am discutat, era împreună cu domnul viceprimar și cu primarul de la Luizie, dumneavoastră este de acord să vedem în următoarea perioadă în ce măsură și reușim să luăm o bucată de, să ne punem la dispoziție o bucată de teren pe care să ne amplasăm noi un bazin acolo. Pentru că poimul cu siguranță are să realizeze, dar nu într-un interval atât de scurt sau într-un termen atât de scurt încât să putem sta liniștiți. Va trebui să luăm măsuri suplimentare față de cele luate până acum, să asigurăm pe toată perioada asta, 2, 3, 4 ani, nu știu cât va dura poimul până va fi implementat, să putem asigura apă la cetățeni. O altă măsură pe care am discutat-o cu CRAM-ul și va trebui acolo să mai susținem financiar, undeva pe zona a Frențoaiei, am identificat acolo o bucată de teren pe care va trebui să amplasăm un container dotat cu pompe de ridicare a presiunii, exact cum avem pe zona dintre vii. Deci dorim să luăm apă de la oraș, ca măcar până la moară, pe zona Răzășiei și în special la Biserică Sus, că știți că acolo e problemă mereu, să reușim să ținem cu apă de la oraș, să ținem toată zona asta și cumva să mai ridicăm presiunea de pe sistemul actual
de furnizare a apei. Atunci, probabil, ne vom descurca mai bine cu, cu asigurarea cantității de apă necesare pentru, pentru locuitori. Sunt mai multe variante pe care o să le asamblăm într-un proiect. Am mai vorbit și cu cel care, care ne-a rezolvat problema puțului. E o firmă foarte bună, oameni foarte serioși, foarte hotărâși pe treabă, au muncit acolo pe rupte, exact cum spune și domnul viceprimar, dar am reușit să salvăm situația cumva. Și probabil tot în colaborare cu dumneavoastră, vedem cum asamblăm toată, toată schema asta să iasă, să iasă, să ieșim la liman cumva, până o predăm la crab, pentru că și crabul vrea funcționa, vă dați seama. Deci, am vorbit cu domnul primar și cu domnul primar de la Vizi. De ce nu au situația terenului, că nu e întabulat? Și eu zic, domnul primar, să căutăm hotare, adică noi avem cetățeni care sunt, votează aici, știți foarte bine. Acolo ar trebui să căutăm în arhivă, poate terenul ăla care spunem că e al lui Vizi este al nostru. Adică, eu cred că va trebui, dar nu vom găsi răspunsul cu siguranță în arhiva noastră, va trebui să umblăm un pic, să căutăm la arhivele statului, să facem ceva de mersul, să vedem cam cum arăta harta administrativă a Comunii Măgura prin 60, prin 50 sau poate chiar și înainte de război, anterior, anii de 1, pentru că ceva, într-adevăr, dă cu minus acolo. Nu, nimeni nu le-am. Bunica lui Vlatra e stară. Are buletin din Măgura, și boteză și sunt de stare din Măgura. Impozitul la casă îl plătești în Măgura și impozitul la teren îl plătești în lui. Acolo e tarlaua 39 și în tarlaua 39 cred că sunt niște probleme. Da, asta zic. Cred că sunt niște probleme, că nu e foarte clar. Sunt mai mulți cetățeni care... Zona aia acolo chiar nu este clar delimitată. Eu cred că limita administrativă era undeva pe drumul... Drumul ăla acolo, drumul. La ghimbiera acolo. Acolo, stradă 3 cruci până sus. Da, și după aia un drum imaginar, în continuare... Nu există o explicație. La cimitir, sus. O altă explicație decât că așa au stat lucrurile, pentru că altfel oamenii ăștia n-aveau cum să fie înregistrați la Măgura. Și cu proprietăți, și cu case, și efectiv au buletinii din Măgura, au cărți din identitate din Măgura. Deci, haideți să vă zic ceva, dacă este limita teritorială, este înregistrată la OCPI, da? Din comuni. Ca să modificăm acum cu toate dovezile, îmi durează o grămadă. Da, dar limita teritorială, doamna secretar, a fost regândit, nu știu, ceva prin 2011 sau 2009, ceva de genul. Da, și noi ca să rezolvăm problema... Știu că a fost domnul primar Palade, atunci o semnat, cum o semnat, nu știu. Problema de rezolvat, că avem... Bun. Atunci eu mă întreb, programul ăsta e SPAC care s-a întâmplat undeva 2006-2009. Cineva au greșit atunci. Dumnezeu ne-am intablat noi pe terenul pe Luizii. Avem intablat zona ISPA acolo. Da. Eu am ajuns proprietar. E proprietatea Comunii Măgura, dar acum apare pe Luizii. Asta e. Deci ceva nu bate acolo. Dar vom vedea, facem ce cercetare și facem. Nu. Fosta Măguri, de asta chiar dacă durează mult, adică trebuie să tranșăm o dată granițe cu... Da, cu lui din zona aia, da. Bun, legat de pubele, nu știu cum ai văzut. Dați voi, vă rog? Mulțumesc. Legat de gunoi, deci, noi ne-a venit o factură, pentru că am strâns oamenii ca să nu mai arunci prin dreapta de stângă, vreo 370 de milioane mai la somă și mai trebuie să plătim și la groapă, suma la fel, adică cu 700 și ceva, pentru că suma este foarte mare. De asta l-am rugat să și-am discutat cu domnul primar, ca să fie în fiecare zi, mâine, de exemplu, să fie trei mașinile acolo să identifice, pentru că oamenii noștri, din păcate, unii dintre ei, nu generalizăm, că are cu noi mătura din curte și pune acolo, adică are crengi mătură, are iarbă, pune, își fac rost din noi. Iar primăria Măgura trebuie să înțeleagă că toată lumea plătește, subvenționează. Adică banii care încăsăm de la cetățeni nu ajung casă pentru plata facturilor către somn. Adică... Da, aș vrea, dar chiar e bine pusă problema și chiar aș vrea să fac un apel, dacă mai gândesc ceea ce filmează domnul la Excursii TV, eu știu, filmarea urmărită cu interes din marea majoritate a cetățenilor din Comuna Măgura care au acces la mijloace de informare pe internet.
Iar aș vrea să fac un apel la cetățeni să înțeleagă că un serviciu plătit nu înseamnă neapărat un serviciu la care să apelezi săptămânal, ai, n-ai nevoie. Dacă nu ai nevoie, dacă nu ai gunoi, să faci rost de el. Deci este fantastic, este înrobitor. Dacă mergem în ritmul ăsta cu 700 de milioane pe lună, noi ajungem să plătim undeva 6-7 miliarde pe an. La gunoi, poate și mai mult, cred că ajunge la 8 miliarde. Banii care puteam să-i folosim în dezvoltare. Este un dezastru, un dezastru, adică dumneavoastră să înțeleagă. Și selectarea. Acum avem la îndemână pubele pentru selectare, selectăm. Ce mai rezultă din gospodării? Iarbă. Am împărțit anterior, ca ani în urmă, și containere pentru compost. Nu știu câte, vreo câteva, 1700-1800, nu pentru întreaga localitate, adică să găsească orice soluție pentru a diminua cantitatea de gunoi. Dumneavoastră trebuie să înțeleagă că banii pe care îi plătim sunt bani din buzunarul lor, adică nu vin bani din altă parte. Sunt bani din buzunarul lor, adică în loc, exact cum spune domnul Vicinos, folosim banii. Pentru investiții în comună plătim efectiv gunoiul. Este înrobitor, 7 miliarde pe an, vă dați seama, 8 miliarde pe an să dai la gunoi. Adică sunt bani aruncați. Sunt servicii, într-adevăr, care trebuie plătite, dar nu în cuantumul ăsta. 370 de milioane pe lună, 37 de mii de lei pe lună la Soma. Și cu încă 3, aproape 37 de mii la Adis, vă dați seama. 700 de milioane, aproape 1 miliard într-o lună. Este nepermis, nu se poate. Trebuie să găsim niște soluții, să luăm niște măsuri. Mulțumesc, vă rog. Tot vis-a-vis de problema asta, da. Așa gândesc eu logic. Să strângem toate pubelele stradale, că mai sunt. Da, mai nu sunt pe zonele unde n-am apucat să împărțim pubelele. Așa, că acolo e un dezastru. Să verificăm de câteva ori. Să meargă cineva cu mașina de gunoi, în urma mașinii de gunoi, și în câteva containere să ne uităm ce pune omul acolo și să aplicăm amenzi. Altfel nu vom putea. Curătură de prin curte. Și trei, dacă noi nu le dăm voie oamenilor să pună creni și alte minuni, ne întreabă oamenii unde să le pună. E adevărat ce spune dumneavoastră. Că nu au voie să ardă și unii au curți mici și nu au unde să le pună. Ce răspuns le dăm? Ce soluții le dăm? Ieri a fost doamna Petrescu, nu știți foarte bine la Hemiu, și mi-a spus că la începutul anului au plătit 400 de lei pentru creni și nu știu care, adică și vine mașina primăriei și o duce. Ar trebui să instituim o taxă pentru cetățenii care au, sau și o zi, adică nu se poate. În programul de gospodărie comunală este trecut să se stabilească o taxă și să colecteze credile, să se stabilească un loc. Am identificat locul, am fost cu dumneavoastră, locul este identificat. Locul este identificat adevărat, că mai trebuie să facem niște lucruri. Dar trebuie să facem, n-am făcut nimic, trebuie să recunoaștem, că nu ne-a mișcat loc. Acum, ieri la ședință, v-am spus cam care pe ce considerente. Am mers în perioada imediat următoare, o să trecem și la achiziția, în leasing a tractorului, a utilajului, cine-am propus. Vine toamna, iar se adună mai multe. Da. Creem și de astea. De asemenea, îi rog pe cetățenii pe care am văzut că pe Emilie Brăiescu, deși au primit, nu generalizez, unii cetățeni, deși au primit pubelă neagră și una galbenă, ei când a fost ziua de gunoi, omenajerul, nu știu, ei au scos pubele verzi. Adică și nu erau unul, erau mai mulți. Adică eu nu cred că la colegii noștri i-au sărit pe aștia. Adică trebuie să înțeleagă oamenii că atunci când este gunoi umed sau vinajer, trebuie să scoată cea neagră. În ziua când este pentru, sau o dată pe lună, eu zic că este termenul, trebuie discutat și cu ăștia de la Soma sau cu aia, pentru o dată, pentru o dată pe lună este puțin. Da. 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 Și mi-e frică că eu și mâine aș ridica containerii, nu știu care, dar știți ce se întâmplă, pentru că sunt unii care n-au 7 ani ca să aruncă, adică și atunci o să fie și mai în nasul. Adică eu de asta susțin o lună de zile, dar noi într-o lună de zile vom merge de 4 ore în urma mașinii. Da. Am venit asta și ieri am fost acolo pe... Am convenit asta cu domnul viceprimar. Facem dăm amenzi și eu zic că lumea deschide o fază. Nu ridicați cu noi care n-ar fi deschide. Exact. Lăsat în curte. Și a doua fază,
Deci, da. Unde ar fi prima zi în care... Cu ocazia asta și explicăm oamenilor un pic, poate nu toată lumea o înțeles. Știți, dacă nu ridicam, vin câine, sunt câini care nici problema nu am rezolvat-o. Vin câine și prăști tot. Și atunci munca este dublu. Adică noi avem doi oameni la gospodărie care săracii pe zonele unde am reușit să finalizăm cu distribuirea pubelilor de galbeni și negri pentru fiecare gospodărie în parte. Am ridicat deja de pe domeniul public pubelele alea mari de o tonă, da? Le-am adus în curtea primării, am mai dat din ele câteva la societăți comerciale care într-adevăr au nevoie de așa ceva. Progresiv, prin măsură ce finalizăm cu anumite zone. De exemplu, în Metalbac mai avem într-adevăr acolo o problemă. Cum terminăm de distribuit acolo, o să le retragem și pe aia. Mai avem distribuit în Crihan? În Crihan și Dealul Mare. Și Dealul Mare. Atât, da. Da. Da, Satul Nou? Da. Și pe Crihan cu tot cu Satul Nou. Da. Mă întreabă oamenii dacă putem să punem gunoi menajer în pubelii verzi, cei care au primit. Și le-am zis că nu. Deci numai în aia, așa, propun că să faceți o postare sau pe primul. Că pubelii verzi să fie folosite exact pentru sticlă, pentru că verdele este pentru sticlă. Da, adică să pună sticle acolo și atunci când este ziua gunoiului selectiv, se răspată la poartă. Ei mai folosesc probabil pubelii verzi pentru că din dotările anterioare, că în colaborare cu Soma, am reușit și am adus că ați câte 1000 și ceva de pubele, am tot distribuit la populație. Ei le mai au, încât și bune funcționale. Dar ca să nu mai încurcăm borcane, ca să zic românești așa, e bine, e bună și ideea asta. În alea verzi să pună sticlă dacă au, dacă nu, să le folosească doar pe astea două, ca să avem o situație ordonată cumva și să nu mai... Pentru deșeul selectiv, cazul în care nu ajunge și până dacă nu ajungem la o înțelegere cu ăștia, să vină de două ori, așa? Asta nu înseamnă că dacă omul a umplut pubelă, că nu poate să folosească saci menager pentru gunoiul selectiv, adică le folosește și în ziua ridicării pentru gunoiul selectiv poate să le ridici. E nevoie de ceva timp, eu știu, de volum, până dumneavoastră înțeleg cam cum funcționează. Din experiența proprie, așa, în timp am observat că oamenii se adaptează, nu e o problemă, dar e ceva, trebuie un pic consiliat. Avem probleme foarte mari la sistemul de spav, în fiecare zi de și la canalizare. Unii cetățeni, tot așa, nu generalizez, aruncă, am găsit astăzi, deci am intervenit ieri și am spălat acolo și am cu vidanjă și așa, și astăzi s-au înfundat iar pentru că, știți că am găsit șervețele umide, nu știu care, nu vă pot spune ce am mai găsit acolo și tot acești bani se duc tot din secțiunea de dezvoltare, adică ieri 4 ore, azi 3 ore, 2 ore, banii ăștia, tot din buzunarul nostru. Nu și din altă parte. Nu. Și trebuie făcut, acolo la spau, trebuie făcut niște modernizări. Adică, pentru că dacă nu facem modernizări, o să ardem la pompe până la... Nu. Și oamenii fiecare zi, noi săptămânal, ori domnul primar acolo, ori sunt acolo. Că mergem, că odată canalizarea afară, odată nu știu ce, s-a ars pompă. Deci m-am... Da. Și o pompă de aia e 80 de milioane, adică 8.000 de lei vechi, noi. Bun. Dacă nu mai sunt alte situații, Eu am întrebări. Nu toată lumea a primit, vis-a-vis de gunoi, nu toată lumea a primit pubeli verzi pentru sticlă. Ar trebui publicat, poftim? Nu s-au dat asta, dar vreau cum iau. Nu, au de dinainte. Exact. Majoritatea au. Cei care... Cred că 80% dintre locuitori au. Deși eu de sticlă, unde îl ducem? Tot în ala galbenă. Tot în ala galbenă. Că pe hârtia aia nu scrie așa. Nu. Pe hârtia care am primit-o scrie că trebuie depus în containerele speciale verzi. Întrebarea următoare este, avem containere verzi puși undeva? Doamna Băieceanu, sincer, mi-e și teamă să mă gândesc. Să le mai primim la asta. Dacă vom lua containere verzi și să le punem la intersecția. Nu, întreb. Că va fi o nebunie ea. Atunci cei care colectează trebuie să ia și sacii cu... Că noi punem separat într-un săculeț. Da, dar nu-i mașina de pe... Să mai lăsăm containerele alea din plasă, alea echipurile mai mult. Trebuie rezolvat într-un fel.
Nu? Da, trebuie rezolvat la modul în care oamenii, dacă e disticlă, disticlă să arunce. Pentru că haideți să vă zic că ne-am făcut în containerul verde, care zice domn primar, dar să aruncă tot felul de prostii. Containerul verde am plasat în anumite locuri. Dar oamenii nu arunc. Urmează să mai extindem și serviciul de supraveghere stradală și în toate zonele astea unde avem, unde să avem containerele. O să avem și camere la vedere. Da. Să mai urmărim un pic și eventual să mai aplicăm chiar și niște amenzi. Cred că este necesar să umblăm și la astfel de măsuri. Una, două, este poate, necesar. Poate, cu anumite corecții, unii dintre cetățeni, dintre noi, când o să ai noștri cu toții, vor înțelege și lucrul ăsta. A doua întrebare care o aveam este vis-a-vis de microbuzul școlar. Așa. Dacă, de exemplu, am primit niște întrebări, pe Valea Măgurii, în fundul voiei, se duce și dimineața și la prânz? Da, merge pe mânet, adică problema nu știu. Până în capăt? Până în capăt, merge. Pentru că avem acum din plicina de stațări sociale, nu e mai venit de timp. Deși se începe programul la 6.30. Mai devreme de 7.10 nu poți lua copilul de acasă. E deja prea mult. Începe copilul la 7.10 programul. Asta la 3 și la 4. Mergi până unde? Până la pereți. Era pe discuții și acolo. Vale, pe la Adam, pe acolo sunt discuții, că sunt copii mici. Și vine toamna aia, mai întuneric, na. Lumea mă întreabă ce fac, domnule, vine autobuz, microbuzul sau nu vine? Astea sunt întrebări, am pus probabil că începe anul școlar. Am venit părinți, bunici din străinătate și acum încep școala nepoții. Ei au sarcina să-i ducă dimineața până la microbuz. Da, nu am terminat. Mai am niște probleme legate de... Adică e tura a doua. E mare, dacă ați mai lăsat, mai rămas și domn primar mai atunci. Aici n-am terminat. Dar mă rog. Ați spus că ați terminat, m-ați lăsat pe mine. Mai am o întrebare vis-a-vis de câinii vagabonzi. Dacă avem contract cu doctorița și dacă nu avem, de sterilizare, facem, avem contract. Și vă spun nici la un moment dat, și asta ne-o cam dăunat. N-am mai făcut contract cu doamna doctor pentru că dumneaei e o beneficiat din susținere financiară din partea unui NGO pe perioadă foarte lungă de timp. Acum nu mai are. O să încheiem contractul dumneaei acum, să facem din banii noștri. Mai lămurim oamenii să mai sterilizeze. Să-i mai sterilizeze, să-i ia. Am vorbit săptămâna asta cu dumneaei. Am avut o situație de rezolvat în zona acolo și chiar am invitat-o să vină să încheiem un contract, pentru că nu mai beneficiază de sponsorizare de nicăieri. Sunt totuși niște bani alocați. Da, am alocat atunci ceva sume, am trecut-o mai în casa ceva. Mai lucru, mai sunt. Sunt prin Crigan pe acolo câte 10, pe la Cișmeaua de Atul pe acolo bântui. Și unde le dăm mâncare de regulă? Da, unde le dăm mâncare acolo și în Crigan Da, legat de... Dă drumul un pic la sterilizare, poate mai lămurim lumea, să mai... O mai venit pe perioada asta, cu toată avut și dumneavoastră aici, am trecut cât am avut recontrat, o mai venit la sterilizare. Bun, la doamna doctor rezolvam problema câinilor cu stăpân. Da. Noi avem și problema câinilor fără stăpân, care sunt pe stradă. Să faceți... Băi, din hotărâri. Avem bani și trebuie să căutăm, nu găsim firma. Adică am zis că am avut discuții cu niște firma din Vasco pe care nu știu, care de fapt de aia lua și eu prins aia și... Da, au avut și probleme. Suntem în discuții cu doamna doctor, vrea să-i prindem noi câinii, să-i ducem acolo. Deci este o problemă. În fine, legat de sistemul de canalizare, aș vrea să facem și aș vrea în primul rând să fac, dacă tot ne aud măgurine, cei care apa pluveală au băgat-o în canalizare, pentru că după fiecare ploaie avem probleme la spau și da afară părâul unui gel și nu știu. Că conducta este... Iată-te, conducta este cu trișul. Ar fi figuroasă, la cât apă adică, pluveală intră acolo, nici o conducă nu duce. Deci trebuie făcute controle la... așa și... În prima dată și nu e rugat. Și merg până azi când faci scontul, adică ție.
Una la mână. Doi, la piperuni gen sunt unii care au pus pe fosile și dau dejecție de iris și nu mai la animale. Da. Direct în părâu, adică trebuie să, nu știu. Doamne, eu nu știu care sunt și care e problema. Dacă nu facem, nu-i strângi. De exemplu, în programul de gospodărire comunală este punct care zice să face comisie care merge și identifică modul de evacuare a dejecțiilor. Are contract cu primăria de canalizare, are factură și contract de vidanjare, sau nu are nimic și atunci îi vedem... Reprezentați un pic să vedeți unde sunt alea, unde tendențează... Nu te descurc, că asta e foarte greu. Așa o să vorbim, e ușor, dar să facem ceva. Da. Avem domnul care e Senență, cum cheamă, care are contract de concesiune acolo. Știți foarte bine că de câte ori l-am somat. Eu acum ce să-i fac? Mă duc să... Cine? Care are ea cu lângă apă, unde... Unde sunt la șepute. Ah, Senior Smog. Adică trebuie să aibă la 15 metri să nu aibă. El are acolo, s-a întins pe cât, așa, și am spus, doamne, restrânge-te. Nu știu care, are... Domnul, deci faci scrisă. Somații scrisă. Faci ții somații scrisă, da. Nu vorbi nimic, nu-i valabil. Așa, și eu i-a spus unul împreună. Și eu i-a spus și dumneavoastră, bă, omul, i-a spus acolo. Și eu spus că-l ia. Și-a ridicat o funărie, chipuri de pe marginea. Da, mă, bun, și dacă Vorbim puțin probabil care vor primească în sancțiuni, cu oamenii de obicei să, să dau rapid la... Da, mai ales dacă s-au audit că s-au făcut o... Da, eu sunt aproape, vă susțin, nu am niciun fel de probleme la capitolul ăsta. Haideți să pornim într-o direcție de undeva. Sancționăm 2, 3, 5, 100, cât avem noi. Avem oameni la 100 de euro cu una, domnul primar. Da. Avem oameni. Da. Acum distribui... Adică noi nu putem să... Unde, cu cine să mergem? Polițistul local face contract. Vedeți și la asta, o face și domnul Soroiu, adică s-o grămadă din locul care trebuie scăpute. Da. Dar astea nu sunt situații căutătoare, sunt situații punctuale care nu necesită o grămadă. Deja ați constatat, trebuie doar făcut procesul urmă de amenință și trimis. Și executat situația asta. Dacă nu vom lua niște măsuri din astea mai coercitive, mai astea, nu cred eu că se aliniază prea ușor. La... Mai am o problemă legată de sistemul de iluminat public. Sunt foarte mulți cetățeni care au stâlpit în curte, nu știu cum, dacă au sau nu au acte pe așa, și cu gardul mai încolo de stâlp. Sunt foarte mulți care au tras în curte și atunci când am discutat că aia care nu... Am discutat cu domnul primar. Da. În Metearvac am identificat două persoane care aveau stâlpi la ei în curte și sau trei persoane, luminat. Da. Acum aceste persoane sunt indignate că mai sunt alții și nu știu care. Eu... Dar sincer am primit la foarte o... Nu putem altfel. Am primit astăzi o sesizare de la un cetățean. Îi pierdem identitatea, domnul Vicer. Care mi-a făcut efectiv, cred că vreo 10-15 poze la stâlp care sunt amplasați în proprietatea personală a cetățenilor, adică proprietatea lor, da. Asta nu înseamnă că dacă stâlpul e în proprietatea dumnealor și lampa trebuie să-l bată tot în curtii lor. E adevărat că sunt situații foarte multe din astea. Că nu știu cum să le catalogăm noi acum. Stâlpul există de când lumea acolo. Cred eu, după mintea mea, că cetățeanul din dorința de a mai acăpăra o jumătate de metru pătrat, 2 metri, 3 metri, 5 metri, a trecut cu gardul pe lângă și a prins stâlpul în curte. Dar amplasamentul s-a putea să fie aeonului. Amplasamentul e aeonului. Stâlpul e aeonului. Parcă dacă chiar e la jumătate de metru de gardă în curte. Mai adică
iluminatul public trebuie să deservească zona publică, nu zona privată. Eu zic, iluminezi curtea cetățeanului. Mai sunt niște chestii care nu prea, na, ce să vă zic eu, avem zona Metalbacului, avem drumuri în cotă indiviză, drumuri private. Nu, nu, problema este felul următor. Eu, noi avem contract cu o firmă care face servicii. El pentru fiecare urcare la stâlp, fiecare mișcare și nu știu ce, încă vrea bani. Adică eu nu am serviciu specializat. Eu dacă mă duc la fiecare, vreau să sunt oameni, nu știu câte stâlp în curte. Eu unde am văzut și nu știu care, l-am urcat pe stâlp, zic, da, l-am în dreapta, în stânga, că trebuie să bată către stradă și la revedere. Adică, da, da, doar zi? Da, acum nu știu, da, da, nu știu ce putem noi face în situația asta, nu sunt pe respectiv, doar să nu putem face. Da, 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 seama că îi presupun lucrul ăsta. Da, un pic de spune. Bun, mai las pentru ședința următoare. Așa, da, acum aș o vesti bună că la sfârșit că prea am mers cu doar cu astea negative, care într-adevăr sunt o problemă noastră și trebuie rezolvate. Trebuie rezolvate, adevărat. Am reușit ieri și astăzi, deși azi de sărbătoare, să aștergem un covorul asfaltic pe armală. Deci am finalizat cumva și pe zona respectivă cu asfaltarea. E un lucru bun, oamenii sunt bucuroși și fericiți că și-au văzut visul întâlnit. Zona e foarte frumoasă, mai ales acum, dacă aveți timp să treceți să vedeți. Pentru duminică dimineață la ora? La ora 11, ne-am gândit că împreună cu dumneavoastră și cu alți invitați din cadrul didactic, doamna director și la inspectoratul școlar, să inaugurăm grădinița cu trei grupi din curtea școlii de aici. Și ar fi un plec să ne întâlnim, să ne bucurăm împreună de acest eveniment. Acum, azi, la fel, nu am trecut. Aș vrea să știu când este gata că mi-am cultural, că pe mine discutați aici. Să facem și noi ședința cu oamenii. Căminul cultural rămâne pentru luna octombrie, să-l dăm în funcțiune, e pe fonduri europene. Nu sunt probleme, dar e un pic mai, nu complicat, trebuie să așezate cumva într-o ordine cronologică cu achizițiile pentru dotări. Acum avem contractele duse la AFIR pentru aprobare, că așa funcționează. Faci un contract, mergi la aprobare la AFIR ca să-ți dea un dat. De asta mai durează un pic. E finalizat, să zic, în proporție din 90%, mai trebuie doar dotările, cortina pentru scenă, sunetul, care nu s-a făcut din contracte. Dar contracte pentru celelalte achiziții, pentru celelalte dotări, avem deja. Ce capacitate are căminul cultural pentru public? Cred că are 150 de scaune am achiziționat pentru căminul cultural. Nu? Cred că așa s-a făcut achizițiile. E destul de spațios, așa. Eu sper tare să-l dăm cât de curând în funcțiune. Și foarte bine, nu m-am așteptat. Nu am crezut vreodată, vă spun sincer. Da, îmi doresc foarte, foarte mult. Ca odată cu... Afară de ședințe. Odată cu darea în funcțiune, doamna director împreună cu școala și nu numai, să organizăm și să inițiem o serie întreagă, o grămadă, astea fiind de activități. Corect. Pe care să le derulăm, să le desfășurăm acolo. Suntem nu numai deficitari, am rămas în urmă, cred că, cu organizarea unor astfel de manifestări și de activități, pentru că nu am avut efectiv unde. Acum, dacă o să avem spațiul ăsta, care e și generos, și frumos, e nou, asta proaspăt acolo, e și fantastic de bine. Deci, da. Sincer, nu m-am așteptat să iasă așa, să ne preocupe treaba asta și nu numai pe doamna director sau cei în cadre didactice și prin noi personal. Eu știu fiecare are o idee. La spectacole, la ceva. Să inițiem orice poate aduce un plus comunii noastre și la capitolul ăsta. Pentru că aici, într-adevăr, suntem deficitari. Pentru că începe anul școlar, vreau să vă spun că sunt foarte mulți, foarte mulți, chiar foarte mulți conducători auto care cred că Emil Brăiescu este raleu și pentru că eu aș vrea înainte de începere așa, să punem niște cocoașe sau cum se numesc acolo. Știu, am făcut adresa anterior, dar nu știu ce s-o mai întâmplat, chiar trebuia să mă ocupați. Am făcut-o și pe două. Da, am făcut adresa la grupul, am spus că nu, ei nu fac, nu au fonduri, dacă vrem, ne dau voie să... Cine de la drumul județenii.
Săptămâna viitoare poate reușim să identificăm, adică știți foarte bine. Deci zonă nu trebuie de pe tot la școli, trebuie să... Am văzut în Letea, știți cum este, pe acolo opus. Aia am trecut, dar nu știu, alea-s făcut de așa. Ca lumea. Alea-s făcut de rup mașina. Nu, nu s-a rup mașina, deci, nu. Deci dacă nu știu, nu pot avea probleme. Nu, sunt făcute tot din asfalt, nu din asta care se rup, nu știi, și ala rezistă foarte mult. Chiar la desimezit. Eu cred că în proiectare ceva, se executați de la începutul lucrării. Să meargă mai încet. Nu e niciun problemă. Că dacă vrea să meargă acolo, să o ia în centru. Da. Da. Și la mai strană, merg așa, parcă... Da. Gata. La mulți ani la Mării, la Marian și la toți cei care își sărbătoresc astăzi ziua. Mergeți să sărbătorești voi pe ziua. Duminică, duminică vă așteptăm la ora, doamna director. La ora 11 la bar. Mare drag. Thank you.